Stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai presiei, bună ziua și bine ați venit la acest briefing. Astăzi, Curtea Constituțională a pronunțat o hotărâre de interpretare a articolelor 64, 72, 73, 74 și 131, aliniatul 4 din Constituție, în principal cu privire la procedura de legiferare a Parlamentului. Această hotărâre prezintă importanță mai ales sub aspectul posibilității minorității parlamentare de a participa la procesul de legiferare. Sesizarea de la originea cauzei a fost depusă la curte de doi deputați. Pentru a răspunde la întrebările autorilor sesizării, Curtea a considerat necesar să le concretizeze. Prima întrebare vizează posibilitatea Parlamentului de a stabili un regulament temporar pentru examinarea proiectelor de legi și a amendamentelor fără modificarea regulamentului Parlamentului care a fost adoptat prin lege organică. Curtea a notat că la stabilirea regulilor cu privire la procedurile parlamentare de examinare a proiectelor de legi și a amendamentelor, majoritatea parlamentară trebuie să respecte un echilibru între autonomia parlamentară, pe de o parte, și principiul democrației reprezentative și principiul supremației Constituției, pe de altă parte. Acest fapt presupune că majoritatea parlamentară trebuie să asigure un tratament corect și adecvat al minorităților parlamentare fără să facă abuz de poziția sa dominantă. În acest sens, Curtea a reținut că articolul 64, aliniatul 1, teza 1 din Constituție impune desfășurarea procedurilor parlamentare pe baza unui regulament care, în conformitate cu prevederile articolului 72, aliniatul 3, litera C din Constituție, se adoptă prin lege organică. Prin urmare, Constituția nu-i permite Parlamentului să stabilească un regulament temporar pentru examinarea proiectelor de legi și amendamentelor fără modificarea regulamentului Parlamentului adoptat prin lege organică. Cea de-a doua întrebare se referă la posibilitatea deputatului de a depune amendamente la proiecte de legi în baza dreptului său la inițiativă legislativă. De asemenea, ea vizează posibila încălcare a dreptului deputatului la inițiativă legislativă prin respingerea amendamentului de Parlament în baza prevederilor regulamentului temporar. Curtea a stabilit dacă dreptul deputaților de a depune amendamente la proiecte de legi se încadrează în noțiunea de inițiativă legislativă de la articolul 73 din Constituție. Curtea a constatat că în cazul inițiativelor legislative, deputații pot iniția procedura de adoptare sau de modificare a unei legi. În același timp, în cazul depunerii amendamentelor,
procedura de adoptare sau de modificare a unei legi este în desfășurare. Din punct de vedere tehnic, amendamentul presupune abrogarea unui text dintr-un proiect de lege, completarea lui cu elemente noi, modificarea textului existent și altele. Dincolo de diferențele constatate, Curtea a menționat că dreptul la inițiativă legislativă și dreptul de a depune amendamente urmăresc același scop, care constă în legiferarea de către Parlament. Curtea a reținut că de vreme ce Constituția stabilește că deputații au dreptul la inițiativă legislativă, cu atât mai mult ei pot propune amendamente la proiecte de legi. Prin urmare, Constituția le permite deputaților să depună amendamente la proiecte de legi în baza dreptului lor la inițiativă legislativă. Totodată, Constituția interzice Parlamentului să respingă în baza prevederilor regulamentului temporar amendamentele depuse de deputați. Nerespectarea acestei restricții constituie o încălcare a dreptului deputaților la inițiativă legislativă garantat de Constituție. Cea de-a treia întrebare se referă la posibila obligație a Parlamentului de a solicita avizul Guvernului în cazul depunerii de către deputați a unor amendamente care presupun majorarea sau reducerea veniturilor sau a cheltuielilor bugetare. De asemenea, ea privește o eventuală obligație a Guvernului de a aviza amendamentele în discuție depuse de deputați. În cadrul procedurilor legislative în domeniul bugetar, prevederile aliniatului 4 din articolul 131 din Constituție stabilesc o dependență decizională directă a Parlamentului față de Guvern, în sensul în care existența acceptului prealabil al Guvernului în privința amendamentelor sau propunerilor legislative care implică majorarea sau reducerea cheltuielilor, a veniturilor sau a împrumuturilor, reprezintă o condiție imperativă, de la care legislativul nu poate deroga în procesul aprobării bugetului public național. Nerespectarea acestei condiții constituie o încălcare a procedurii stabilite de Constituție în materie de legiferare în domeniul bugetar. Așadar, în cazul depunerii unor amendamente care presupun majorarea sau reducerea veniturilor sau a cheltuielilor bugetare, Parlamentul trebuie să solicite avizul Guvernului privind amendamentele în discuție. În același timp, Curtea a notat că Parlamentul poate stabili condiții de admisibilitate a amendamentelor, de exemplu, termenul depunerii acestora, forma depunerii amendamentelor, etc., care i-ar permite să evite tergiversarea adoptării proiectelor de lege care implică majorarea sau reducerea cheltuielilor, a veniturilor bugetare sau a împrumuturilor. Cu privire la cel de-al doilea aspect al întrebării, Curtea a reținut în jurisprudența sa
că guvernul nu poate renunța la o prerogativă constituțională, inclusiv la exprimarea acceptului sau a refuzului în privința unor propuneri legislative sau amendamente cu impact bugetar. Curtea a constatat că Constituția obligă Parlamentul să solicite avizul Guvernului privind amendamentele depuse în procedura prevăzută de articolul 131 aliniatul 4 din Constituție, doar dacă amendamentele corespund condițiilor de admisibilitate stabilite în regulamentul Parlamentului. De asemenea, Constituția obligă Guvernul să avizeze amendamentele trimise de Parlament în baza procedurii prevăzute de articolul 131 aliniatul 4 din Constituție. Cea de-a patra întrebare a vizat posibilitatea Parlamentului de a respinge amendamentele deputaților care vizează majorarea sau reducerea veniturilor sau a cheltuielilor la buget, fără a solicita avizul corespunzător al Guvernului pe marginea amendamentelor. Reiterez faptul că în prezenta hotărâre, Curtea a notat că în baza principiului autonomiei parlamentare, Parlamentul poate stabili în regulamentul Parlamentului condiții de admisibilitate aplicabile amendamentelor. În acest sens, depunerea amendamentelor poate fi supusă unor condiții, ca termenele de depunere, cerințele de formă și altele. În același timp, Parlamentul poate verifica dacă amendamentele depuse de deputați corespund condițiilor de admisibilitate. Prin urmare, dacă amendamentele deputaților care vizează majorarea sau reducerea veniturilor sau a cheltuielilor bugetare nu corespund condițiilor de admisibilitate stabilite de regulamentul Parlamentului, Constituția îi permite legislativului să le respingă, fără a solicita avizul Guvernului asupra acestora. Concluziile curții au fost următoarele. 1. În sensul articolelor 64 aliniatul 1, teza 1 și 72 aliniatul 3, litera C din Constituție, este interzis Parlamentului să stabilească un regulament temporar pentru examinarea proiectelor de legi și a amendamentelor fără modificarea regulamentului Parlamentului adoptat prin lege organică. 2. În sensul articolului 73 din Constituție, deputații pot depune amendamente la proiecte de legi în baza dreptului lor la inițiativă legislativă. Constituția îi interzice Parlamentului să respingă în baza prevederilor regulamentului temporar amendamentele depuse de deputați. Nerespectarea acestei restricții constituie o încălcare a dreptului deputaților la inițiativă legislativă garantat de Constituție. 3. În sensul articolului 131, aliniatul 4 din Constituție, Parlamentul este obligat să solicite avizul Guvernului privind amendamentele depuse în procedura prevăzută de articolul 131, aliniatul 4 din Constituție.
doar dacă amendamentele corespund condițiilor de admisibilitate stabilite în regulamentul Parlamentului. Constituția obligă guvernul să avizeze amendamentele trimise de Parlament în baza procedurii prevăzute de articolul 131, aliniatul 4 din Constituție. 4. În sensul articolului 131, aliniatul 4 din Constituție, dacă amendamentele deputaților care vizează majorarea sau reducerea veniturilor sau a cheltuielilor bugetare nu corespund condițiilor de admisibilitate stabilite de regulamentul Parlamentului, Constituția îi permite legislativului să le respingă, fără a solicita avizul guvernului asupra acestora. Vă mulțumesc! Vă informez că în scurt timp va fi publicată pe pagina Curții hotărârea integrală pronunțată astăzi de către Curtea Constituțională.